Salutare, dragii mei, bună dimineața și poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță. Haideți să vedem fuguța care sunt mesajele, îndrumările și lecțiile, sau mă rog, temele de casă aduse de spirit astăzi. Și o să începem cu, bineînțeles, semnătura energetică a acestei zile. Ia să vedem despre ce este vorba. Și avem intrarea în echilibru. Păi este nevoie de această intrare în echilibru. Vedem emoțiile reprezentate în josul acestei lamele, aceste picături de apă. Aceste emoții care au fost deja integrate, au fost deja procesate pentru a se ajunge la echilibru dintre masculin și feminin. Este momentul să facem lucrul acesta pentru a readuce echilibrul în viața noastră. Trebuie să ne punem de acord cu noi pentru a ajunge în starea aceasta de echilibru. Hai să vedem și mesajul din partea îngerilor. Ia să vedem. Rămâi! Poate cineva își dorește să rămâneți în viața lor sau voi vă doriți ca cineva să rămână în viața voastră sau cineva vine, a intrat în viața voastră, mi se spune, și decide să rămână. Această persoană care vă ajute să restabiliți acest echilibru, s-ar putea să fie vorba de, mă rog, suflete pereche sau, în fine, ceva mai mult de atât, conform trendului din zilele noastre. Între voi și această persoană, mi se spune, se creează această armonie, acest echilibru perfect. Cât de frumos! Sunteți doi îngerei care s-au întâlnit. Bun, ia să vedem și mesajul din partea sinelui, este intuiția. Ascultă vocea interioară și vei fi ghidat prin intermediul sincronicităților. Eu cred că nu v-ați întâlnit sau urmează să nu vă întâlniți întâmplător cu această persoană care este, de dragul discuției spun lucrul acesta, perechea voastră perfectă. Da? Totul se întâmplă în timp divin, vedem numărul 14, temperanța, totul se întâmplă sau s-a întâmplat în timp divin. Ai simțit sau simți lucrul acesta sau urmează să-l simți? Ascultă-ți intuiția pentru că ea îți spune foarte clar, este exact ceea ce trebuie să fie, nu respinge lucrul acesta. Ce am zis eu, nu respinge lucrul acesta pentru că vedem epuizarea, vedem conflictele mentale și vedem noua viziune. Este nevoie să faci puțină ordine și curățenie în sufletul tău, în mintea ta, pentru a putea primi această energie absolut minunată în a ta viață. Este nevoie să te vezi altfel, este nevoie de schimbarea de perspectivă, că despre asta vorbește Cartea Spânzuratului. Hai să mergem cu Cupid Deck mai departe și să vedem el ce ne oferă pentru această zi. Voi sau cineva se gândește la voi, sunteți muza acestei persoane sau viceversa. Și vedem numărul 16, Cartea Turnului. Fie a intrat această persoană într-un mod în viața voastră sau v-a dărâmat niște treburi, după care vă ascundeați, spunea spiritul, sau urmează să se întâmple lucrul acesta. Este o conexiune într-un mare fel. Aha, uite conflictele lăuntrice, uite mintea despre care vorbea Osho acolo. Păi în momentul în care ești pus față în față cu tine, față în față cu o expresie cât mai apropiată de divinitate, să-i spunem așa, se întâmplă niște transformări uluitoare în sistemele tale. Cartea Stelei, da, vorbește despre vindecare, dar vorbește și despre destin. Eu v-am spus, pentru unii dintre voi urmează sau deja a avut loc această întâlnire predestinată. No, bine, hai să vedem mai departe. Temă de casă, atașamentul, da, atașamentul de trecut, atașamentul de suferință, de conflictele mentale, de toate nebuniile acelea din trecut. Asta trebuie să dispară și e foarte posibil, da, prin prezența acestei persoane, să puteți face lucrul acesta mai ușor. Totul depinde dacă acceptați de voi, da, dacă acceptați acest lucru sau nu. Doamna Lună vine și îți spune nu lăsa mândria, ego-ul să-ți stea în cale. Și când vorbesc despre mândrie, despre ego, vorbesc despre aceste temeri, vorbesc despre aceste neîncrederi pe care le vedem, da, aduse de conflictele mentale. Dă acest ego deoparte și bucură-te de această conexiune extraordinară, pentru că vedem foarte clar că este cineva pe care, nu știu, cu care v-ați mai întâlnit, fie în această viață, fie în altă viață. Oh, Doamne, este o legătură deosebită. Hai să vedem ce spune și tarotul.
Poate să fie cineva de la drum lung sau întâlniți această persoană la drum lung sau întâlniți această persoană în momentul în care ați încheiat un ciclu din viața voastră și va trebui să luați o hotărâre. Nu stați foarte mult să tărăgânați lucrul acesta, spune spiritul, pentru că nu va face decât să ducă la și mai multe conflicte mentale. Ascultă-ți sufletul, ascultă-ți intuiția și vei ajunge foarte departe. Bun, pe de altă parte vorbim și despre șanse, oferte, nu știu, oportunități de a face ceva, fie prin intermediul, nu știu, online, internetului și așa mai departe, fie să călătoriți undeva în afara țării. Merge să faceți lucrul acela cu 9 de monede, vedem un câștig garantat, da? Poftim, da? Confirmarea o vedem aici, pajul de cupe, doiul de cupe, un parteneriat extraordinar sau o potrivire extraordinară pe parte de iubire. No, bine, haideți să vedem și amorul ghebos, ce are de spus el pentru astăzi. S-ar putea să fiți din părți diferite ale lumii, religii diferite, chestii de genul acesta. Vedem o diferență sau credințe, felul în care vedeți partea de relație să difere. Pentru că avem două chestii cumva diametral opuse, dar sunt polii aceia opuși care se atrag și formează un întreg. Bun, hai să vedem mai departe ce avem noi pentru astăzi. Ce v-am spus? Iată, legătura cu divinitatea care și cu cartea stelei ne spun foarte clar că aceasta este o întâlnire predestinată. Confirmare după confirmare, dar mintea ta joacă fițe, new beginnings, da? Noi începuturi. Trebuie doar să ai încredere în tine și să ai încredere în această orchestrare, să spunem, a divinului. S-ar putea să comunicați cu această persoană sau să vă trimită un mesaj, vedem că vine pentru voi sau o propunere pentru acele noi începuturi. Și să vedem și din astea micuțe și drăguțe, deci o zi pe surprize astăzi. Family, ia că familia spune, familia este totul, reconectează-te cu ei și spune-le cât de mult îi iubești. Eu vă spun un lucru, această persoană deja face parte din familia voastră de suflete. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!